Stimați frați și surori a Bisericii Elim, stimați frați și surori și prieteni de pretutindeni, după cum vedem, criza continuă să ia amploare cât în țara noastră și nu numai, și în multe, multe țări unde coronavirus tot mai mult înaintează și tot mai mulți oameni suferă. De ce vin în ziua aceasta cu un mesaj anume de chemare la rugăciune. Biserica Elim, astăzi, vinerea, este în post și rugăciune. De aceea vă invit ca de la mic și până la mare, împreună, să ne unim în rugăciune și să mijlocim înaintea Domnului. Să mijlocim pentru cei care sunt în spitale, care sunt bolnavi de acest virus, cei care suferă, cei care sunt în lacrimi, cei care sunt în durere, să venim împreună și să mijlocim înaintea Domnului ca Dumnezeu să dea vindecare, ca Dumnezeu să fie acela care să mângâie, să ne rugăm pentru medicii, cei care își pun viața în pericol ca să salveze alte vieți, să ne rugăm ca Domnul să-i întărească, să ne rugăm chiar pentru țara noastră, pentru poporul nostru, pentru poporul Domnului, ca Dumnezeu să ne dea tărie și credință în El în aceste momente de criză. Domnul să fie acela care să se îndure de biserica sa, Domnul să fie acela care să se îndure de întreg, anume glob pământesc, și să aducă vindecare oamenilor care suferă de acest virus. De aceea vă invit în seara aceasta, vineri, la orele 20 până la 21, împreună, acasă, invitați familia lângă dumneavoastră și ca împreună, în smerenie, în pocăință, să îngenunchem înaintea Domnului și să cerem milă și îndurare. Fiindcă avem un Dumnezeu bun care știu că vă răspunde la rugăciunea noastră. În Epistola lui Iacob, capitolul 5, versetul 16, a doua parte a versetului spune așa: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. De aceea vă invit ca toți împreună la această oră stabilită să venim și să ne rugăm înaintea Domnului și credem că Dumnezeu va asculta rugăciunea și va aduce vindecare. Fiți sănătoși, fiți binecuvântați și vă invit la rugăciune. Amin.